Salut! Revin cu cofrajul de la rampă, la scară. Am pus toate scândurile, am pus și în colț spirala. Se văd aici o distanță anume, aici nu e loc. Trebuie să toată multe, o să mai vină un pop, nu-l pun acum, acum mă încurcă scara, trebuie să mai urci pe ea. Ceva de genul, o să dau cu spumă toate astea, pentru să fac o chestie șmecheră. Deci, cum am zis și în video anterior, ăsta este video numărul 2, adică segmentul 2 de la scară. Văzut de sus așa arată. Ca să vă iasă colțul, trebuie să puneți la fiecare nasă așa câte un distanțier la scânduri, ca să mergeți cât de cât orizontal cu ele. Văd, aici iarăși. I-am mai pus asta pe mijloc și m-am descărcat aici. Am pus umplături la toate scândurile care nu stăteau în aer. Deci, aici e și tot plin. Că e destul de... de relaxat. Până aici. Rampa, cum am mai zis, aici mai mult scândur cu deasupra, ca să-ți barele să nu mai impede de ele. Am pus și mai vreme. Să văd aici. La fiecare scândură mai este încă o scândură să formă de pană, în partea aia este lipite doar. După cum se văd aici, sunt pierdute până s-au ajuns aici. Aici este o distanță de 20 de centimetri. Și iarăși în partea asta arată cam așa, eu am încercat cât de cât. Aici se iasă la fel. O să dau, o să umplu toate astea aici cu spumă, după ce am să o tai. Iarăși pe aici, pe desubt, am să pun peste toată spumă. Și o să vin cu niște plase din fibră de sticlă, 2-3 rânduri de plase, ca să nu mai iasă toate cutile astea. Adică aici o să iasă așa tot din prima, după aceea o să dau o mână de adeziv și gata. Adică încerc chestia asta. Plase din fibră de sticlă, cea care se pune pe termoizolație. Aici nu știu dacă am spus ceva, grinda asta o să vină și plac și scara armată din ea, de asta s-a mai pus încă o grindă aici. O să vină aici niște bare de 12, în ultima treaptă. Și cred că o să sparg și asta de aici, am să-l scot ca să vină beton de întregul, ca să pot să mă leg, să mă ancorez cu astea. Și acolo în colț am să-i mai dau încă... O să prind cu ancor fix 2-3 bare de 12 și o să vină ceva de genul diagonal de ca să susțină scara. În mod normal, doar așa zis, întoarcerea care are un pic de rol de podest, dar nu este podest, doar asta se ancorează. Scara se descarcă acolo, descarcă aici sus și jos și nu vreau să stea ancorată la sus și jos. Cam după cum am spus în primul segment, în primul video, desenat scara aici, în colțul ăsta, trebuie să fie minim 12 cm, maxim 13, deci aici. După cum se vede, cam toate sunt așa, doar la astea colțe, posibil la unele din ele să-mi iasă chiar 14, dar nu am ce să le fac pentru că scările sunt neregulate. Dar cum e aici rampa perfect, cu treptele toate la fel, aici am aceeași cotă la toate. De exemplu, treapta e tocmai de aici, până aici, următoarea e de aici, până aici. Cam asta-i. Deci o să fie foarte greu pe următor. Și toate astea de aici am să dau spumă mai mult ca să stea fix. Și după aceea am să o tai așa atât. Să iasă așa mai, să nu mai iasă canturile de aici și când îi pun plasa aia o să iasă totul din prima cât de cât finisat. Adică să nu iasă canturile cum ești la cealalt. Aici trebuie să curăț, bineînțeles, toată mizeria. Aici am văzut la unii că sparg rampa. Degeaba o spargeți când nu lucrează cu nimic, cu muncă degeaba. Și asfaltul de aici. Nu vă chinuiți să spargeți în perete, că degeaba spargeți, nu folosești la nimic.
Singurul lucru, dacă ar fi fost podest, trebuia podestul prins în, în pereți și atât. Cum e la, cum am mai zis și mai devreme, eu am să o prind acolo și acolo sus. Și poate aici am să-i scot cărămida aia sau jumătate de cărămidă. Să prind un pic de beton. Atât. Ca să aibă încă o descărcare în plus. În rest, cam asta. Am pus tot peste tot. Nu mi-a permis spațiu, jos nu mi-a permis, o trebuie să pun un pop din lemn, care erau foarte scurți. Cam asta. Ce singurul lucru care mai trebuie e aici singur un pop care îl pun înainte de detonare pentru să mai trece aici. Și să nu mă împiedic tot timpul de el. Vreau să pun sus plasa aia, nu mai vreau să iasă toate urmele astea, adică nu vreau să iasă genul ăsta. Ia să prindem o... adică cum sunt chestiile astea, doar să vede și aici cum a ieșit. Nu mai vreau să iasă asta. Urmezi și video cu numărul 3 din seria de la scară. Video cu numărul 3 cred că o să fie deja când am să pun plasa aia, adică după ce dau cu spumul, pun plasa, să arăt un detaliu pentru scările astea de aici ca să iasă finisate, adică finisate, să iasă o formă mai frumoasă și sper că după aceea să meargă cu o mână de adeziv și să iasă la gata. Dacă n-ar fi să dai de loc cu spumul, pe aici se umplă tot spumul, asta fac. Dacă dai cu spumul, iasă canturile alea. Acolo m-am terminat cu ea așa, am mai pus-o în perete ca să se susțină. Da. Aștept cu un comentariu. Un like, un dislike, cu abonare, cu ceva, cu asta. Eu cred că dau niște informații reale și ajutătoare pentru cei care n-au făcut niciodată. Și chiar și pentru mulți care se cred profesioniști, au învățat din clipurile care le postează. V-am salutat. O să revin cu numărul 3.